Prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Pentru ziua de astăzi avem mai multe lucruri de făcut, așadar, haideți să începem. Prima dată vreau să începem cu bănuții, să vedem câți bani avem la dispoziție pentru ziua de astăzi. Nu sunt mulți pentru că este sfârșitul lunii ianuarie, dar cât sunt, e bine și așa decât deloc. Ok, și avem așa 50, 100, 110, 120 de euro. Ok, să și notăm 120, 120. Bun. Și să vedem ce vom face cu bănuții de astăzi. Prima dată vom începe cu provocările financiare și astăzi vreau să lucrăm la o parte din aceste provocări și am de gând să aloc suma de 60 de euro pentru ziua de astăzi la provocări financiare. Vom lucra la această provocare. Aici fiecare bulină valorează 40 de euro, așadar vom face 40 și cu 20 ar fi 60. Și să vedem unde mai putem pune 20 de euro. Provocările de aici sunt provocări, cel puțin mare parte din ele sunt provocări cu sume mai mari de bani. Și da, am găsit și 20 de euro pe care îi vom pune la această provocare. Ok. Și în total avem suma de 60 de euro. Și să vedem de 50 și cu 10 sunt 60 de euro. Bun. 10 euro îi vom pune aici. Și nu știu dacă mai are sens să număr banii de aici pentru că am alocat doar 10 euro astăzi. Ok, deci nu îi vom mai număra. Și ceilalți 50 îi vom pune aici. Ok. Ups. Bun. 50. Cred că ar trebui să pun cumva jos. Bun. Ok, și trecem mai departe, să închid și cutiuța. Bun, ne-au mai rămas 60 de euro pe care îi vom pune în agenda pentru provocări și aici am adăugat unele provocări financiare. Începusem eu să vă spun că provocările de aici sunt oarecum mare parte din ele cu sume mari de bani, sunt provocări financiare mari la care trebuie să lucrez o perioadă mai lungă de timp. Partea frumoasă este că atunci când termin o provocare din aceasta financiară mare cu sume mai mari de bani, la final te simți super motivat, super bine, simți că ai sentimentul acela de satisfacție și succes pentru că ai reușit, dar perioada până ajungi la a termina acea provocare financiară este o perioadă mai îndelungată de timp, unde trebuie să fii cu adevărat motivat și să reziști ca să încheie acea provocare financiară. Dacă au zis gomote pe fundal, sunt copiii mei și soțul meu. Ok, și tocmai de aceea, pentru că vreau să fiu motivată în continuare, să nu cedez, mai ales dacă, de exemplu, am o provocare financiară care durează luni de zile, ce m-am gândit eu? Să fac provocări financiare cu sume de bani mai mici, ca să le termin mai repede și astfel să mă țină motivată și să pot să continui. Tocmai de aceea am aici niște provocări financiare pe care le-am adăugat. O să vi le arăt și vouă. Este vorba de această provocare financiară care are sume mici de bani, dar este pentru tot anul. Deci pentru fiecare lună în parte trebuie să pun o anumită sumă de bani. Și după cum puteți să vedeți, această provocare financiară este împărțită pe luni. Și vreau să o încep astăzi, pentru că
pe luna ianuarie deocamdată nu am pus nimic, iar la finalul anului o să facem unstuffing la această provocare. Ok, o să revenim imediat și la ea. Ok, în cel de-al doilea plic, la fel, este aceeași provocare financiară din luna iulie până în decembrie. Aici avem o provocare financiară cu niște muffins și fiecare muffin valorează 5 euro. Și da, după cum spuneam, sunt provocări financiare cu sume mai mici de bani care să mă țină motivată și să le termin mai repede. Acesta este un curcubeu și am ales sume mici de bani. Aici este Rainy Day. Am provocarea pentru concediul de anul acesta pe care încă nu am terminat-o și la care trebuie să lucrez. La fel, provocarea pentru căsuță, care nici ea nu este terminată. Aici sunt banii pentru provocarea cu zile de naștere, care se află aici. Dar, în spatele ei, am un cartonaș cu o provocare financiară pentru haine. O să strâng bani ca să cumpăr haine la copii sau mie. Și da, m-am gândit să mă folosesc de această provocare financiară și probabil fiecare șosetă va fi 10 sau 20 de euro. Dar o voi începe doar după ce termin provocarea cu zile de naștere. Până atunci rămâne provocarea aici. Această provocare am primit-o când am cumpărat bancnotele false, am primit-o gratuit. Ok, aici am niște provocări financiare tipărite de pe Pinterest. Se numește Vision Fund aceasta. Este cu niște ochelari și la final ar trebui să am 425 de euro economisiți. La fel, aici am o altă provocare financiară pentru mobilă. Se numește New Furniture Savings. Și provocările acestea financiare, sau mare parte din ele, le voi începe probabil după ce termin cu pușculița mică. Aici, la fel, am o provocare financiară pentru creditul la mașină. Este o mașinuță desenată și deasupra scrie loan. Aici am o provocare financiară pentru primăvară, Spring Savings Challenge. Și la fel voi aloca sume mici de bani pentru această provocare. Scuze dacă am mișcat camera. Aici vreau să încep să lucrez și la plicurile acestea micuțe. Și la fel, aici mai este o provocare financiară în valoare de 500 de euro, am impresia. Iar la final sunt jocurile mele de economisit bani. Bun, și astăzi, pentru că mai avem 60 de euro în tăbița cu bani, o să îi aloc la provocarea aceasta pe care vreau să o încep. Și să vedem, nu știu dacă mi-ajung banii, dar vedem imediat. Deci avem așa, odată 5 plus 12 plus 19 plus 26, 62 de euro. Ar trebui să aloc pentru luna ianuarie. Eu mai am doar 60. Dar o să rămân datoare cu 2 euro. Ok, prima dată să colorăm. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a... Ok, am colorat și pentru luna ianuarie am făcut această provocare. Să punem și bănuții, deci 50, 60, pentru că nu mai am 2 euro. O să rămân eu datoare cu 2 euro. Și o să trec pe un bilețel. Datorez 2 euro. Și data viitoare să știu să adaug și cei 2 euro
la socoteală. Bun. Și cred că voi face așa, îl voi pune pe plic, cel mai bine. Ok, bun. Ok. Sunt curioasă la final de an câți bani voi avea doar din această provocare. Câteva sute de euro cred că se vor strânge. Ok, deocamdată am terminat cu agenda aceasta. Intră aici. E cam groasă acum că am pus și celelalte provocări. Ok, bun. Și acum vreau să facem totalul pe luna ianuarie, să vedem câți bani am economisit, pentru că nu o să mai aloc bani luna aceasta nici la fonduri, nici la provocări financiare, la absolut nimic. Tocmai de aceea vreau să fac totalul, să vedem câți bani am reușit luna aceasta să economisesc. Deci, 270 plus 280 plus 350 plus 250 plus 225 plus 225 plus 120. Wow, 1720 de euro. 1720 de euro am economisit luna aceasta. Bun. Nu e rău. Ok. Bun, o sumă frumușică. Și la fel voi face pentru fiecare lună în parte, iar la finalul anului vom aduna ce am strâns pentru fiecare lună și vom avea un total. Ok, bun. Și acum, pentru că am aici în agenda și în casă mai mulți bani decât mă simt eu confortabil să am și decât vreau să am, m-am gândit să duc o parte din bani la bancă. Așadar, vreau să începem să mai golim agendele. Bun, prima dată începem cu agenda galbenă, pentru că este mai la îndemână. Și ar trebui aici să avem 170 de euro. 2, 4, 6, 8, 10. Asta e 100. 2, 4, 6, 7. Da. Deci cei 70 de euro îi las aici. Și ceilalți îi voi înlocui cu o bancnotă falsă. Ce se află mai puțin de 100 de euro, ce este sub 100 de euro, o să las în agende, pentru că eu nu am bancnote false mai mici de 100 de euro. Ok, și voi pune banii aici. Ok. Deci 100 plus rată casă. Aici avem deja o bancnotă falsă. 2, 4, 6, 8, 10. Deci încă 100. 2, 4, 6, 8, 10. Da. Încă 100. Și cu încă 100 care se află la bancă sunt 200. Bun. Ok. Deci plus 100. Plus alimente, ia să vedem aici. Deci 100 este în bancă, în contul de economii. 20, 40, 50, aceștia îi lăsăm. Deci la fondul acesta nu umblăm. Facturi, 130, 50, 2, 4, 6, 8. Da, dar nu am să schimb, cred. Sau am să schimb. Îmi trebuie 2 de 10. Nu cred că am aici. E 1 de 10. Aici niciuna. Și aici 1 de 10. Dar cred că pot să fac în felul următor. Pot să pun o bancnotă de
20 aici. Și să iau 2 de 10 de aici. 10, 20. Și atunci ok. Ok. Ia să vedem. Acum avem 100 sau nu? Deci 50, 70, 90, 100, 120, 130 ar trebui să fie în total. Sunt atâta? Da, 130. Perfect. Bun. Ok, punem și o bancnotă falsă de 100, să știm că banii sunt în bancă. Ok, deci plus 100, plus... Așa, să facem puțin loc. Bun, mai departe mergem la mașină. Aici ar trebui să fie 120 de euro. 50, 70, 90, 100. Și ne mai rămân 20 de euro în fond. Plus o bancnotă falsă. Bancnotele acestea le-am cumpărat de pe Etsy. Și da, îmi plac foarte mult aceste bancnote. Ok, deci plus încă 100. La fondul pentru casa noastră, da, mai avem doar 20 de euro și plus o bancnotă falsă. Deci aici nu avem ce să facem și aici sunt banii românești la care nu umblăm. M-a întrebat cineva în ultimul filmuleț de unde îmi iau provocările financiare. Știu că am mai spus, dar acea persoană s-a abonat de puțin timp la canalul meu. Și deși am răspuns, i-am scris un comentariu, vreau să răspund și în acest filmuleț, pentru că mă gândesc că poate mai sunt persoane pe care îi interesează să facă provocări financiare. Ei bine, unele provocări financiare le fac eu, altele le printez de pe internet, le descarc, după care le printez fie de pe Google, fie de pe Pinterest. Și da, nu dau bani pe provocări financiare dacă le pot găsi gratuit. De ce să dau bani sau dacă mi le pot face eu? Ok, mare parte din agenda aceasta este goală, însă fondul acesta are ceva bănuți, dar vor rămâne aici pentru că sunt pentru zile de naștere și în luna februarie o să-i țin ziua lui Eli pentru că va împlini 10 ani și o să am nevoie de bănuți, așadar rămân acolo. Europa Park are doar 50 de euro, Rulantica 0, bani pentru copii, să vedem câți mai sunt. Deci 100, 2, 300 sunt în bancă, 2, 4, 60 bani reali, deci aici nu avem ce să schimbăm, îl lăsăm așa cum sunt. Ok, pentru Crăciun 5 euro. Bun, da, deci după cum am spus, agenda aceasta este goală. Trecem la agenda roz și să vedem. Deci fondul de urgență. Aici avem 1500, dintre care bani reali mai sunt 200. Deci plus 200. Să vedem cum punem banii. Deci 200, 1, 2 și aici mai avem, deci 1000 care sunt în bancă plus încă 300 și avem așa 1, 2, 3, 4, 5, putem schimba cu o bancnotă falsă de 500 și atunci avem 1500, 500 și 1000. Bun, deci 1500 avem. Ok. Mai departe, regularizări la facturi. Regularizarea va veni în luna octombrie-noiembrie.
Deci, da, nu știu ce să fac, dacă să-i scot sau nu. Dar cred că da, îi scot. Pentru că dacă e să vină, pot să plătesc, atunci nu trebuie să stau cu banii în casă. Deci aici ar trebui să fie 300 de euro. Avem 100, 200, 300. Deci plus 300. Bun, 300. 1, 2, 300. Ok. Și așa facem loc și în agende, pentru că nu vor mai fi atât de babane, cel puțin aceasta. Va fi mai mult loc ca să intre alți bănuți. Bun, deci 300. Bani pentru impozit. Banii aceștia sunt 800 de euro, rămân aici. Pentru că vrem să facem impozitul pe anul 2023 și vreau să-l fac de când se începe anul fiscal, în câteva luni. Și da, n-are rost să-i pun în bancă. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Bun. Deci 800 de euro îi lăsăm aici. Ok. Bun. Medical. Aici avem 410 euro, din care 100 de euro se află deja în bancă. Și avem 100, 200, 300. Mai rămân 10 euro în fond. Deci plus, cât am zis, 300? 100, 2, 300 plus 300 plus. Ok. Deci 300. 1, 2, 3. Bun, 300. Vedem dacă intră. A intrat. Bun, mai departe mergem la investiții. Aici avem 200 de euro. Îi punem și pe ei la bancă pentru că sunt prea puțini bani ca să investim. Mai trebuie să economisesc. Deci plus 200. 100. 200. 200. Bun. Reparații, casă și mașină. Aici sunt mai mulți bani, ar trebui să fie 3200 de euro. Dar pentru că mai durează până renovăm și tot procesul acesta, nu are rost să-i țin în casă, așa că o să-i depun în contul de economii. Luna viitoare trebuie să vină cineva ca să măsoare toate ușile din interior, să dea comandă de uși și știu că va dura cel puțin o lună de zile până sunt fabricate ușile, după aceea până vine să le monteze. Deci probabil 2 luni de zile va mai dura, așa că nu vreau să țin banii aceștia în casă în această perioadă, de aceea prefer să îi duc la bancă. Ok, deci avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000. 1, 2, 2200. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3000, 3100. 2, 4, 6, 8, 10, 3200. Bun. Deci 3200 de euro plus 3200. Ok. Intră? Intră. Ok, deci 1000, 2000, 3000. 200. 100. 200. Ok. Deci 3200. Ok.
Rechizite pentru școală avem doar 40 de euro, aici nu am ce să schimb și oricum aici nu umblu pentru că trebuie să-i cumpăr lui Edides fie gume de șters, fie creioane, fie caiete și da, nu are rost să depun banii în bancă. Ok, la cheltuieli diverse avem 440 de euro. Ia să vedem dacă sunt într-adevăr atâția. 100... 50, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 410, 20, 30, 40. Deci 440. Asta înseamnă că 40 rămân în fond. Și avem așa, deci 100. Punem aici, dacă vor să intre. Ah, dar nu mai am bancnote false, să văd dacă mai am eu în sertarul meu. Da, deci nu mai am bancnote false, înseamnă că îmi iau 100 înapoi. Și asta este, îi lăsăm aici data viitoare, când mai schimb bancnote false mai mari cu mai mici. Atunci voi putea să pun și aici bancnote false, dar asta înseamnă că trebuie eu să mai economisesc alți bani în alte plicuri. Deci 440, 100, 50, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 420, 30, 40. Bun. Da, mi-este mai ușor dacă număr banii așa. Deci 440 îi lăsăm aici. Și la fondul de înmormântare, nu umblu, deci acesta rămâne așa, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla și e bine să ai niște bani și în casă, să fii pregătit, pentru că dacă se întâmplă ceva în weekend și banca este închisă, la contul curent pot să scot bani de pe card, dar la contul de economii nu pot, nu am card. Trebuie să merg la bancă, la ghișeu personal și să-mi dea persoana care se află la ghișeu, dar doar de luni până vineri lucrează cineva acolo, deci în weekend nu. Așadar, dacă se întâmplă ceva în weekend și nu am cum să retrag bani din contul de economii, trebuie să am ceva și în casă, să nu mă las descoperit. Așadar, contul acesta, fondul acesta rămâne așa cum este. Bun. Deci plus 0, 4600 de euro ar trebui să fie aici. Iar aici nu cred că am ce să iau, pentru că aici am doar provocări financiare. Aici rainy day, dar nu am terminat provocarea. Banii de concediu la fel, nu am terminat provocarea. Aici casa noastră la fel, nu am terminat provocarea și nu are rost să iau banii. Și aici pentru zile de naștere, care la fel nu este terminată. Deci, la agenda aceasta nu umblăm. Bun. Și nici la pușculiță, pentru că la fel nu am terminat provocarea. Ok, deci ar trebui să avem 4600 de euro în bani reali, să vedem dacă într-adevăr așa este. Ok, ia să vedem. Oh, sunetul banilor. De mult timp nu l-am mai auzit. Oh, ce bine sună. Îmi place, la nebunie îmi place. Ok, să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4.000, 100, 2,
4200, 2, 4, 6, 8, 4300, 2, 4, 6, 8, 10, 4400, 2, 4, 6, 8, 10, 4500, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 4600 de euro. Ok, este bine. Și da, banii aceștia vor ajunge în contul de economii. Asta dacă pot să pun, am aici o agrafă de birou mai mare. Și să văd dacă pot să pun agrafă. Pot sau nu pot? Nu prea merge. Ok. Atunci voi folosi portofelul meu cu care duc bani la bancă. Și îi voi pune direct aici. Ok. Bun. Ok, și urmează să merg la bancă ca să depun banii în contul de economii. Și da, cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Mă bucur tare mult că ați fost alături de mine. Sper că v-a motivat și pe voi ca să economisiți. Iar noi ne revedem în luna februarie. Vă pup! Pa, pa!